lângă-i. Bună dimineața! Astăzi, în sfârșit, o să urcăm, uite, acolo, sus. Haideți să vedem cât de greu va fi și dacă ne descurcăm. Și am parcat, din păcate, aici, unde am parcat și ieri, la punctul de Europa. Zic din păcate pentru că avem undeva la 2-2,5 km până la Juice Gate, de unde vom începe să urcăm. O să ne punem și la valierele și o să audă mult mai bine, dar ca să nu consumăm prea multe calorii, să, Doamne ferește, să slăbim sau ceva, băgăm înghețat așa în prima fază. Ceasul este 1:30, 13:30. Să vedem cât facem până la Juice Gate și apoi cât facem până sus de acolo. Teoretic înțeleg că drumul e undeva la 2 ore de la Juice Gate până sus. Dacă ești în cea mai bună formă, da. 4 dacă nu. Noi mergem de 300 de metri și cam gata. O chestie amuzantă apropo de chestia asta, la vamă am trecut de spaniol, am trecut de gibraltarian și ne oprește altul de la Customs Control, ceva genul ăsta. Ce piscină drăguță aici. Și ne întreabă dacă avem ceva de declarat, zic nu. Ne întreabă dacă, care-i scopul vizitei. Și zic, vrem să vizităm, vrem să mergem sus acolo. A, mișto, dar vedeți că doar mașinile autorizate au voie să meargă. Zic, nu știam că se poate ajunge cu mașina sus acolo. Dar mă rog, și zic, nu, că ne mergem pe jos. Face, oh, strong guys. Da, cum să nu? Noi? Cei mai mari atleți pe care ai văzut în viața ta. Dacă nu ați văzut vlogul de ieri, de ultimul vlog, dacă nu l-ați văzut, vă mai spun și aici, Gibraltar este singurul loc din Europa în care mai există maimuțe în libertate, în sălbăticie, maimuțe sălbatice. Sperăm că vom vedea și noi astăzi și avem și niște surprize pentru ele. Până acolo unde trebuie să mergem să începem treaba, sunt locuri de parcare, dar toate locurile de parcare sunt pentru rezidenți. Că dacă nu, te leagă. You have a monkey problem? Not yet. Sper să nu. Te puteam să parcăm aici. E un pic scump, costă 70 de lire. Da, hai, te-am să parcăm aici. Bine, urcă poliția până aici. Poate scăpa aici. Sunt șanse să fie chiar gratis, da. Această poartă se va închide la 22. Te-ai gămit aer, carton? Hello, tu. Tu. Yes. Thank you. Mamuțele astea, le-am donat touch. Deci nu vrei să o atingi, nu intrai, nu se dă nimeni de mâncare? Food and bag, să nu te fure. N-ar trebui să vii cu cățelul. Ceea ce am și făcut, da. De frica maimuțelor. Logic. Deci nu le dăm nimic de mâncare. A, așa țică, da. Aici, ăsta este unul dintre cei 4 stâlpi al lui Hercule. Sunt 4 în jurul intrării. Strâmtorii Gibraltar, intrării în Marea Mediterană. Aici se vede drăguț, dar noi vrem să mergem mai sus. Gata, să ne întoarcem. Eu zic să... Haide-mi biletul. 16 lire a fost. Da, scump. Da, hai să vedem cât e ceasul, cât am făcut până aici. Mult, spun eu. 2:06. Hai să zicem că am ajuns la 2, o jumătate de oră. Am făcut de la parcarea aia până aici. Și acum trebuie să urcăm pe aici. Pe Mediterranean Steps. Faza e că, ca să ajungi sus, se poate lua cable car, telecabina. Dar, noi am zis că nu are sens, că vrem să facem hardcore. Păi, dacă, facem ca lumea. Nu ar fi așa. Trebuie să o pulim așa un pic și după aia începem să urcăm. Da. Hai, ți-a dat greu din prima. Păi, ca să nu vii cu câinii, dar keep dogs on a leash. Vine pe umbră pe aici. Da. Prima parte a traseului este printr-o mini pădurice, așa. Și din când în când, în dreapta, se vede coasta, se vede marea.
partea nașpa este că atmosfera nu este atât de curată pe cât mi-aș fi dorit în momentul în care ajungem aici să vedem și noi intrarea în ocean. Deci că s-ar vedea într-o zi ideală, s-ar vedea pentru că oceanul e un pic verde, parcă am înțeles. Oricum, ideea e că au culori diferite, oceanul cu mare. S-ar vedea Africa, dar nu se vede nimic. Nada. I-ai auzit pe aia de la casă din fața noastră că vorbeau Ianito? Mm-mm. Nu. Da, vorbeau în mare parte spaniolă. Dar no, cu câteva auzit, cuvinte în engleză. I-am auzit că vorbeam spaniol și am zis, da, vorbeam... Nu, vorbeam cu câteva cuvinte în engleză. Cel mai mișto hike pe care l-am făcut și e doar începutul. Exact, da. Privește, e superbă. Și nu te-ai fi bucurat la fel dacă ai fi luat telecabina. Nu, nu. Nu, pentru că n-ai fi depus niciun efort. 6 minute faci până sus. De jos, cu telecabina, 6 minute. Dar n-ai fi văzut cine este aici. Ai fi fost sus, ai fi văzut sus și aia e. E o chestie, dar, e scump. Păi da, dar ai toată, tot parcul la dispoziție. Da. Nu e scump. Dar e scump. Scump. Alo, alo, băieții. Dar de ce coborâm? Noi vrem în sus, nu în jos. Ce-i cu vrăjeala asta? Nu vreau să cobor, de ce cobor? Vezi ce febră o să avem. Dar nu înțeleg de ce coborâm. Nu puteau să facă ăștia niște scări așa? Ba în sus, ba în jos. Că nu... Și în sus și în jos. Foarte mișto. Din când în când se mai eliberează prunzișul ăsta și vezi mare. Ia de aici. Ia de aici că n-ai să aici. Mamă, ce scări abrupte. Nu am văzut în viața mea scări așa abrupte. Ia, coboară cineva. Ia stai, să-mi trag un pic sub. Mă, ce au trecut niște oameni pe lângă noi. E și asta o idee. Să urci cu telecabina și să cobori pe jos. Da. Știi cât costă? Dacă nu mă înșel, 16 lire dus întors cu telecabina sau da. 14 lire o urcare sau o coborâre. Haida! Haida, l-am amânțit! Păi că mă gândeam că coborâm pe la... Murish Castle? Ah, pe la Murish Castle, da. Corect, corect. Te scot eu de banii aia la o înghețată. Da, să nu o mai scoate la o înghețată, că... Scot eu înghețata din mine acum. Mai zi o dată? Nu! Mai zi o dată, hai! Nu stăteam eu bine în biroul meu la corporație. Voi vă dați seama ce zice Ana. Voi care tocmai ce v-ați întors de la muncă sau vă uitați dimineața și trebuie să vă duceți la muncă. Vă dați seama ce... Ana, că nu știe ce vorbește. Haide, gata! Nu știe ce vorbește Ana. Haide, nu știe Ana. Cafeluța mea de la 9 până la 10. Am plecat la 1 în excursie, deci ai avut cafeluța ta de la 9 la 12 jumate. Da, da, tipul ăsta a făcut treabă. Curat vase. Ce? Ce? Din autobuză?
Și ne-am oprit aici la peștera asta. Sunt două, una aici și una aici. Și priveliștea este absolut senzațională. Incredibilă. Și a făcut mami un sandwich. Da? Noi copii și ne făceau mamele noastre sandwich-uri. Gata pauza de masă. Scări în continuare. Am uitat pe telefon, suntem la 210 metri altitudine și știu că roca are 426, deci suntem cam la jumate. Ies alunele din noi. Mamă, ce... A vrut pe treaba pe aici. Acum nu știu dacă pe aici. Sau pe acolo, pe sus. Crezi că pe aici? Zicea cineva pe net că la un moment dat nu prea-ți mai dai seama unde să iei. Da, pe aici cred că e. Sunt niște frânghii de-astea. Avem o grămadă de urcat. O grămadă. Mirador del Mediterraneo. Wow! Ce tare! Acolo e plaja aia unde am dormit noi. Și aici se vede toată coasta. Mare. Acolo undeva, acolo așa e Marbella. Acolo e Africa. Da, exact. Am ajuns la o răscruce de drumuri. Da, am venit de acolo și așa drum ar fi și încolo, dar e și încoace. Eu aș marșa pe drumul ăsta. Că nu urcă, dar trebuie să urcăm, că mai avem grămadă de sub. Hai să vedem clădirea asta ce e, ca să nu urcăm degeaba. Nu e nimic decât acest mirador. Da, uite ce mișto se vede. Da. Deci pe acolo e, să îmi bag picioare. Mă, ce tare! Cumpărăm gena asta și-ți fac casă de ea? Da! Așa, priveliște. Dacă vrei să treci la muncă, cobor pe aici, tibidip, tibidip. Nu știu ce în Gibraltar la muncă, vreau să-mi vreau. Devii housewife, nu? Da. Hai un pic. Suntem la 370 de metri altitudine. Și am făcut până acum o oră și 10 minute. Ceea ce înseamnă că ne mișcăm bine. Trebuie să ajungem sus în cam vreo oră jumate așa. Ceea ce e bine. Pentru ce? Niște... O oră jumate? Per total o oră jumate. Adică în vreo 20 de minute să ajungem sus. Ok. M-am speriat. Deci suntem niște grași puternici, rapizi, sportivi. Ultima parte de scări așa, stânga-dreapta, foarte abrupte. Da. Aici am semnal. Ce frumos se vede pe aici. Eu mă gândeam că acum, după ce coborâm, mă duc și eu să mă tund, dar... nu știu ce să zic, că sunt transpirat ca ultimul porc. Să ajungem la dubă întâi, să fac un duș, după aia poate.
Uite ce băncuță. Da, ce tare. Băncuță. A, ce priveliște are băncuța asta. Ai pornit? A, ce tare. Am și un loc? Da. Băncuță dublă. Aura, ce greu e. Da, e mișto. Mergem. Mergem, hai. Toată lumea coboară pe aici înapoi. De ce? De cobori, trebuie să cobori, dai seama. Africa, look! Se vede Africa! Uite, Africa! Un pic, un pic de Africa acolo, uite. Un pic, un pic. Și aici este partea de oraș. De acolo de undeva venim noi de jos. Da, trebuie un lot de fotbal. Da. Și aici este portul. Încolo se vede Algezira, Algeciras. Iar acolo este Tarifa. Acolo să mergem în următoarea oprire, acolo facem. Acolo este cel mai sudic punct al Europei. Continentale, da, corect. Și putem să vedem și pe partea asta. Și pe partea asta. O'Hara's Battery. Uite aici un tun. Asta aici. Control room and observation post. Dar apropo de toată istoria asta militară și de ce s-au bătut atâtea popoare și atâția oameni pentru Gibraltar. Bani, ia vezi. Lire, 1 euro și... Asta o păstrez! 50 pence. Da, ia, scrie pe ăla ceva. Vezi, am că e din Gibraltar aici, n-ai situația aici. Da, 50 pence, capture of Gibraltar. Da, da, e... Asta să-l ține. Da. Nu e așa scumpă. Păi am luat, cât am dat? Și asta ce e? 1 euro. 1 euro am dat pe aia. Pe cuiat, 1 euro jumate ai înapoi? Da, ce apă complicată. Ceapă aici. Engine room and tunnel to pump room, ammunition magazine and hoist mechanism. Ok, hai să vedem. Mamă, fii atent motor aici. Cât a motorul? Motocar, două, nu s-a obsedus. Deci a stat tot motorul așa. Ce face băiatul? Mamă. Oare unde duce acest tunel? Da, îmi place. Vezi, nu dai bani degeaba. Da, să zicem. Mind your head. Oh, da, săpat frumos, stâncă. Da, dar aveau protecție ca lumea. Erau bombardați, dar erau protejați aici. Yes. Rachetele. Ce s-a dat busurile? Rachetele? Obuțele. Uite, vezi, e roșcat. Gun platform. Aici, ăsta. Ăsta cred că era unul dintre cele mai importante tunuri. Pentru că este exact pe... Pe vârful stâncii, da. Cu vedere la Mediterană. Vedere la dușmani. Vedere la dușmani. Platforma asta se învârte, adică puteau să o dea în dușmani din orice... Am închis din orice direcție. La un moment dat, gândiți-vă că au adus englezii 60 de vapoare de asta mare așa, care au înconjurat toată peninsula. Ne vom juca să știa. Pe asta s-a și bazat regatul
Marii Britanii în toată istoria lui. Ce-a făcut NATO tu? Ai voie? Nu știu, de munce nu zice nimic. Te cu tatunul aici. Și de aici? De aici de dai bice. Auzi? Da? Poți să tragi ca tunul care vrut. Tragi ca tunul care vrut? Că dai din buci buci ca la turci? Ulei pe țapă. Pe partea asta, a stâncii e mult mai mișto pentru că este orașul. Aici jos și portul, se vede și se văd și vaporașele și portul ăla din Algeciras. Scrie și aici că traseul pe care am venit noi durează 2 ore și este dificil. Și nu și are 1,5 km. Și nu ne-a dat o oră jumate. Exact. Deci suntem în formă maximă. Dacă ați fost aici, suntem curioși și vă o da. Și noi nu suntem într-o formă foarte bună. Nici la coborâre nu e... Nu mai dau pași pe nu. De persoană. Clar nu. Nu credeam că o să vedem. De ce te-am făcut ei? Te mișcă super încet. Mamă, ce te-am făcut eu. Las-o în pace. Las-o în pace. Unde-i harta? Am băgat-o? Pe partea altă. Dacă vrei cu cable car-ul e pe partea altă. Da. Cred. Sau nu știu. Hai că vedem. Da, nu era nimic pe partea altă. Corect. Nici la coborâre nu e... Nu mai dau pași. A, nu. De persoană. Clar, nu. Nu credeam că mai mult. Sunt o mamuță. Nu credeam că o să vedem. Uite, mai mult așa, s-a urcat pământ și ești nebun. Ia, cum se duce? Nu, e un cineva. Nu cred că mai este de acolo. Ba, s-a aruncă. Stă cu curul pe clanță. Omul ăla nu mai este. Du-te, du-te. Du-te, du-te. Куда вы вообще? Как вам не страшно? Не. Сынок, давай. Кирюх, давай. Давай, Дамина. Хай-ка, я умпик. Ну, около, ну, ничем каз. Ну? А ичи умпик де... Памынт моя прапе. Ну, вы уйтас делок из джоз, каши я можу отвлекать. Ну, вы уйтас декат инсус. Йоки? Ну, мерзи, ничто, дак мы уйт. Emoție, îmi placea nebunie. Mie nu-mi place, mor cu astea, mor. O să mor într-o zi de infart din cauza ta. Nu, te... Îți overcome your fear. Nu, nu. Îți treci peste frică. Nu trec. Spun eu că nu trec. Trec murind. Poate în viața cealaltă nu o să mai fie frică, deci s-ar putea să trec.
Please be advised that the macaques may react aggressively if confined along this stretch of steps. Ah, ok. Deci dacă îi încolțești aici, pe scările astea, s-ar putea să vină agresivi. Pe aici am văzut că, coboară lume pe YouTube, pe scările astea. Da? Da. Și nu e ok? Ce? Ba da, e ok. Să avem grijă. Ce fac? Nimic, mergi încet așa, lângă. Nu-l bagi în seamă și mergi încet. Are treabă cu noi. În engleză sunt două cuvinte, monkey și ape. Astea sunt apes. La noi cum e? Care e traducerea? Nu cred că e gorilă, nu? Că astea sunt gorile. Primate, nu? Asta e ceva. Mamă, ce m-am speriat. Că a fugit. Am crezut că vine spre mine. Nu, sănătoasă. Stai, nu fugi. Mergi mai încet. Ce facem? Trecem ușor așa. M-a încăcat pe mine. M-a încăcat pe mine. Asta aici este Apes Den, unde le dau de mâncare. Dar de mâncare au apa acolo să se răcorească. Salut! Care-i treaba? Uita ori la mine, că nu s-a nimic. Și ajungem acum la Windsor Bridge. E o nebunie de asta, ceva groaznic, unde se ducă doar Ana. Că eu nu, așa ceva. S-a hotărât? Da! Clar. Și dacă rămâi fără mine? Asta e, măcar nu rămân fără mine. Să traversăm podul. Vin și eu, mă, așa, până aici. Mamă, uite cum se hâțână. Bye. We'll be right back.
Dar nu e nimic wow. Nu îmi trezește nicio adrenalină în mine. Stai un pic că-și face un TikTok ceva. Cum mergem înapoi? Acolo? Hai. Gata? E super safe, nu știu de ce. Hai aici să vezi, hai aici să vezi pe ce ai mers. Hai. Nice. Mi-ai făcut poza mișto? Da. Nu se vede așa cum se vede cu ochii. Să mergem că mor de aici. Da. Cred că vedeți așa că încet, încet se stinge vlogul și energia noastră. Cam astea sunt cele mai importante lucruri de făcut din drumeția asta. Mai sunt câteva tunele de vizitat, tot așa săpate în al doilea război mondial. Dar sunt partea cealaltă a peninsulei, mai trebuie să mergem o grămadă și nu mai avem... Mai câștigat la locul? Nu mai. Nu mai bine numai că la Xana este. Footpath to town. Go to town. Mai bine scări decât scobori așa continuu. Steps. Mediterranean steps. Castle steps. Cathedral steps. Numai steps în orașul ăsta. Acum că am ajuns în oraș, faza nașpa este că pe Gibraltar Maps nu are rutele transportului în comun și stațiile. Trebuie să-mi dau seama așa exact cam încotro să mă îndrept să găsim o stație care să ne ducă la parcarea unde am lăsat Duba. Pentru da? Că dacă nu, avem 7 km. Da. Aici știu că pare un parc, dar nu, este un cimitir. Se numește Trafalgar Cemetery. Și noi trebuie să mergem încolo. Încolo e Duba. Ne-am fost sus, acolo. Acolo, sus. Azi vine să crezi? Și-am găsit stația, e aici. Autobuzele ar trebui să meargă din 15 minute. Cel mult 15 minute ar trebui să stăm pe autobuz. Am ajuns, în sfârșit! Ce bine a fost cu autobuzul! Este ora 6 și jumătate. Am făcut toată excursia asta fix 5 ore. De ce? Ne-am mișcat bine, ne-am mișcat. M-am bronzat un pic, a? În excursia asta. Un pic ești negru din Africa. Dacă vreți să faceți și voi aceeași chestie ca noi, vă recomandăm să faceți fix cum am făcut noi. Asta ar fi recomandarea noastră. Să începeți de la Juice Gate, să urcați pe Mediterranean Steps. E foarte greu de urcat, dar merită tot efortul. E greu, nu te... N-a fost așa greu. A fost mai greu la 5 etere să urcăm și să coborăm decât a fost aici. Și apoi după ce ajungeți sus, puteți să luați toate obiectivele la rând și puteți să coborâți prin mai multe locuri. Puteți să vă duceți până la Moorish Castle, unde am fost în vlogul trecut. Dacă mai aveți energie. Ca să vedeți tot. Și Michael's Cave ar mai fi. Noi n-am mai ajuns că eram rupti. Mai sunt câteva chestii de văzut pe lângă ce am făcut noi. Michael's Cave, cum a zis Ana, și mai sunt tunelurile alea din al doilea război mondial care sunt pe lângă Moorish Castle și acolo, pe lângă Moorish Castle, mai sunt niște chestii. Dar n-am mai fost în stare. Data viitoare. Sperăm că v-a plăcut, nouă ne-a plăcut maxim. Maimuțele au fost niște drăguțe, n-au fost așa nemernice pe cât ne așteptam noi, dar a fost ok, sau poate am avut noi noroc, cine știe. Cam atât, data viitoare ne vedem din cel mai sudic punct al Europei. Abonați-vă ca să nu ratați niciun video. Cam atât pentru azi, ne vedem data viitoare. Pa, pa!